Astăzi, toți vedeți declarații, toți le pare rău de tine. Eu din 2015, de când am venit prima dată, când prima dată am câștigat mandatul de primar în municipiul Bălți, am spus foarte clar că trebuie de urgență de hotărât ceva cu salariile în Republica Moldova. Nu puteți hotărâ la nivel național, lăsați-ne pe noi primari să hotărâm la nivel local. Astăzi, când este Ziua Internațională a Tinerilor, am vorbit, am scris și un mesaj pe Facebook, am vorbit despre un despre un lucru foarte concret, ceea ce ține de salarii pentru tineri. Tinerii nu vor pleca din țară și cei care au fost plecați se vor întoarce dacă vor avea salarii decente. Care tânăr poate supraviețui astăzi cu salariul de 4.000 de lei? Salariul 4.000 de lei, jurist în primărie din municipiul Bălți sau să vii într-o altă funcție. Вы понимаете, что сегодня этих молодых людей, которые на самом деле что-то могут, сделать для нашей страны, значит, их делают коррупционерами прямо со студенческих лет, с молодости, когда люди только начинают работать, а с такой работой они как бы на самом деле обязаны брать эти взятки, потому что у кого-то жена, у кого-то ребенок, у кого-то заболел кто-то из родителей и так далее. Не решив проблему с заработными платами, никакая молодежь не вернется в страну, и люди будут продолжать уезжать к родителям, которые давно уехали из страны.